Aș vrea să vă rog să zâmbiți puțin. Se poate? Întâlnirea cu Dumnezeu e fundamental bazată pe fericire. Dacă cineva spune că l-are pe Dumnezeu și e nefericit, trebuie să știe că ceva nu e în regulă. La un moment dat, Scriptura spune prea fericitul Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți fericiți? A existat o preocupare filozofică numită sumum bonum. Filozofii spuneau suma oricărui bine sau cel mai mare bine. Și oamenii s-au tot chinuit să spună, domnule, până la urmă, care este cel mai mare bine din viața unui om? Aristotel a zis fericire. Omul își caută fericire. O fi așa? În seara asta aș vrea să vă spun că sumum bonum pentru existența mea, pentru existența ta, pentru noi, sumum bonum este Dumnezeu. Și pentru că trăiesc într-o lume în care părerile sunt împărțite, unii spun că sunt foarte fericiți cu Dumnezeu, alții spun că sunt foarte nefericiți cu Dumnezeu. Unii vor să-L aducă pe Dumnezeu în viața lor, alții vor să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor, unii vor să-L aducă pe Dumnezeu în societate, alții se chinuie să-L scoată pe Dumnezeu din societate. Din cauza asta, dați-mi voie ca în seara asta să vă provoc să gândiți și așa și altfel. Și acum, nu prea e creștinesc ceea ce voi face eu acum, adică nu prea seamănă cu închinarea și cu un lucru foarte profund religios. Aș vrea să vă invit să vă gândiți cum ar fi lumea noastră dacă n-am avea Scriptura pe care eu am pus-o aici, ca să fiu puțin liber, mă voi întoarce la ea după o vreme. Deci dacă n-aș avea Scriptura, dacă tu și cu mine n-am fi știut niciodată ceea ce spune Scriptura, dacă nu mi-ar fi spus Scriptura nimic despre Dumnezeul acesta creștin, cu alte cuvinte, dacă tu n-ai fi creștin, cum ar fi? Sigur, ar putea să fie în multe feluri. Eu am ales unul singur. Dar prin extensie, dumneavoastră vă puteți imagina cum ar fi. Și după aceea, vă voi invita să descoperiți cum este cu Dumnezeu. Haideți să începem. O să rog media să mă ajute cu primele mele imagini. Înainte de a intra în subiectul acesta a cărui introducere am făcut-o, aș vrea să vă spun un lucru. Intenția și visul meu este că la un moment dat, pe parcursul seriilor viitoare, să putem să deschidem un dialog cu oricine dorește. Mi-aș dori ca dumneavoastră în urma acestor, eu știu, prezentări, sau poate în urma experiențelor pe care le aveți, în urma problemelor care le aveți, să puteți să scrieți întrebări pe foi de hârtie, să le trimiteți în față și să încercăm să dăm răspuns. Și poate că cu timpul nu vom face altceva decât vom întreba și vom răspunde. Și tot vom câștiga enorm. Deci vreau să vă încurajez. Gândiți-vă, nu neapărat să căutați întrebări, dar gândiți-vă că dacă aveți întrebări, să le puneți. Bun, haideți să vedem. Fără Scriptură, da? Voi porni de la un punct foarte cunoscut de unii, mai puțin cunoscut de alții. Haideți să vedem cum e, da. Prometeu. E vorba de lumea civilizată a antichității europene. Oamenii învățați, civilizația lumii, gândeau așa.
elita socială privea la Prometeu ca fiind un campion al omenirii, autor al artelor și al științelor. Cu alte cuvinte, până în ziua de astăzi, Prometeu este văzut ca fiind acela care a promovat în societatea modernă artele și știința. Cu alte cuvinte, a înnobilat ființa umană, a ridicat-o, i-a oferit un viitor și viitorul modern al prezentului nostru. Cine era Prometeu? Zeii mari ai Olimpului, printre care și Zeus, hotărâseră ca ființa umană, în conformitate cu legenda, ca ființa umană să nu prospere, să nu progreseze, să rămână un fel de vierme existențial, fără nicio posibilitate de a se dezvolta în civilizație. Și din cauza aceea le-a luat focul. Focul l-a ascuns la ei, iar oamenii, într-adevăr, fără foc, n-au putut să fondeze civilizația și se ascundeau prin peșteri, noroaie, le era frig. Era o ființă teribilă. Vă pun prima întrebare. Ce fel de zei erau aceștia? Vreau să vă întreb dacă vă intrigă ceva la acești zei mari. Ce fel de zei erau? Bun. Mai stați puțin, voi reveni cu întrebarea. Între timp, Prometeu nu face parte dintre zei. El este undeva mai presus de oameni, mai prejos de zei. El este titan. Și ca urmare se hotărăște să intervină și să ia partea omului. Ca urmare se duce, fură focul și îl dă oamenilor. Din cauza aceasta, omul începe să prospere, civilizația, eu știu, înflorește, omul are viitor. Când însă Zeus vede că Prometeu a luat focul împotriva voinței lui, este mânios pe Prometeu și îl leagă cu lanțuri de o stâncă din Caucaz și face ca un vultur să vină în fiecare zi și să-i mănânce ficatul. În timp ce noaptea, ficatul lui Prometeu se reface. Astfel încât el este condamnat la o permanentă tortură. Legenda merge mai departe, dar nu mă interesează. Încă o dată vreau să vă spun, aceasta era una dintre legendele care stătea la baza civilizației, ideologiei și religiei, rețineți, și religiei fără scriptură. Vreau să vă rog, gândiți-vă că dumneavoastră ați fi sub influența acestor idei. Întrebarea mea pentru dumneavoastră revine. Ce vă intrigă cel mai mult? Este ceva care vă intrigă în toată povestea asta? Mă ajutați? Am nevoie să-mi spuneți dacă este ceva. Este ceva ce vă intrigă? Ce anume? Mulțumesc, asta este ideea. Cruzimea lui Zeus sau faptul că zeii sunt abuzatori, exploatatori, răzbunători. Așa sunt zeii. Vreau să vă întreb un lucru. De unde apare ideea asta că zeii mari, cu alte cuvinte, Dumnezeu, în opinia lui, zeii mari sunt cruzi, sunt exploatatori, sunt răi. De unde apare ideea asta? Că, încă o dată, este vorba de imaginația, este vorba de proiecția omului asupra lor. Întregul complex al zeilor Olimpului este un complex creat de om. E o povestire, e o imaginație și așa mai departe. De ce imaginația lor a construit un astfel de Dumnezeu, o astfel de imagine? De ce zeii mari, zeul mare trebuie să fie rău? Din ce cauză? Vă gândiți la lucrul ăsta? E important. Faceți un efort împreună cu mine, chiar dacă vi se pare că nu e important, da? Gândiți puțin. De ce? De ce așa?
Un mod de a controla, mulțumesc, perfect, mă bucur că ați început să ziceți. Ziceți. Mulțumesc. Dânsul spune, am proiectat imaginea noastră asupra zeilor noștri. Mulțumesc, poftim. Am nevoie de un răspuns la greutățile pe care... Și mai bine. Măi, oameni buni, lumea asta e plină de suferință. Frică. Lumea asta e plină de rău. Și pentru că suferința este aproape permanentă, peste tot. Bucuria mai e pe aici, pe acolo, că de-aia vă rugam eu, mai zâmbiți din când în când ca să vă aduceți aminte. Dar suferința e peste tot. Oamenii sunt dezamăgiți, lumea e plină. Război în Israel, război în Ucraina, se pregătește un alt război acum prin Marea Sudului, prin Marea Chinei. Suferință e. Și atunci întrebarea este, dacă suferința este atât de permanentă, nu cumva este domeniul atotputernic al existenței? Și atunci nu cumva zeii cei mari, care ar trebui să se ocupe cu soarta pământului, nu cumva ei sunt răi? Că dacă zeii ar fi buni, ar aduce ce? Bunătate. Bunătate, mulțumesc. Dacă zeii ar fi buni, ar fi fericire. Dacă zeii ar fi buni, ar fi pace. Ca să vedeți că Domnul Iisus Hristos a știut de treaba asta, la un moment dat se întâlnește cu Domnul, cu un lepros. Și leprosul îi spune Domnului Iisus Hristos, așa zice, dacă vrei, poți să mă curățești. Așa scrie la Scriptură. Vreau să vă întreb, ce a spus leprosul dincolo de vorbe? Vorbele au fost astea. Dacă vrei, poți să mă curățești. Dar dincolo de vorbe, ce a spus de fapt? Credință. Poftim? Asta e. Dar tu poți, da? Nu vrei. Asta a fost ideea. Tu ai putea să-mi faci bine dacă ai vrea. Dar vezi, sunt lepros. Și nu mă vindecă nimeni. Din ce cauză? Pentru că nu vrei. Sunt oameni care sunt bolnavi de boli terminale astăzi. Au cancer. Și tot zic așa, dacă Dumnezeu ar vrea, m-ar vindeca. E drept? Și dacă nu mă vindecă, ce înseamnă? Că nu vrea. Și dacă nu vrea, înseamnă că are ceva cu mine. Și omul o ia personal. Și pe lângă faptul că este bolnav din cap până în picioare, îi se mai rupe și inima din piept și spune, și Dumnezeu e împotriva mea, și Dumnezeu nu mă iubește, și Dumnezeu îmi caută nod în papură. Cine știe, o-și fi greșit eu pe undeva, l-o-și fi întristat eu pe Dumnezeu cândva, că de-aia m-a bătut. Știți când au fost inundațiile alea mari în România prin anii, nici nu mai știu ultimele inundații când au fost? Mai încoace. După 90 am văzut pe ecranul televizorului mare scris și nu mi-am putut imagina, scria, vă dați seama, media vorbea așa, scria, ne-a bătut Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu e Zeus? Nu-i rău? Dacă te bate, dacă ți-aduce? Datorită acestei concepții, să știți, omul a pornit un război destul de serios împotriva acestui Dumnezeu. Unii dintre oameni au încercat să asculte de Dumnezeu de frică. Au zis, dacă ne bate, decât să ne bată, mai bine ascultăm. Alții însă au fost cei care au pornit războiul împotriva acestui Dumnezeu și au zis, nouă nu ne trebuie acest Dumnezeu. Și au vrut să-L scoată pe Dumnezeu din istorie, au vrut să-L scoată pe Dumnezeu din societate, din sufletul lor, au scos rapid. Unul dintre ei a fost Nietzsche. În anul 1881, în jurul acelui an, Nietzsche a spus, Dumnezeu a murit. Punct. Și dacă Dumnezeu a murit, nu mai există. Nu mai există, cel puțin pentru mine, spunea el. Dumnezeu a murit, nu mă mai interesează. Și el a
ajuns la concluzia că dacă Dumnezeu a murit, omul de acum încolo este liber, pentru că nu mai are dincolo de el pe cineva care să îl bată, să îl încurce, să îl opreseze, să îl limiteze. Și auziți, la un moment dat, într-un articol de comentariu la Nietzsche, spune așa, comentatoarea Liliana Cantemir: moartea lui Dumnezeu înseamnă pierderea tuturor valorilor noastre tradiționale, adică pierderea dreptății, a adevărului, a binelui. Am pierdut tot ceea ce înseamnă valoarea aceasta care era legată de Dumnezeu. Le-am pierdut pe toate. Înseamnă distrugerea tuturor reperelor, adică nu mai avem reper în ceea ce să facem, putem face orice. Ce să credem? Nu mai e nicio problemă, putem crede orice. Încotro să mergem, putem să mergem în orice direcție dorim. Nu vi se pare că societatea de azi, nu de atunci, societatea de azi, 2023, este exact în postura asta? Nu mergem în toate părțile. Nu ne-am pierdut orice orientare din punct de vedere moral în ceea ce privește binele și răul? Noi spunem că nu mai există nici bine, nici rău. În 1881, Nietzsche a spus: noi nu mai avem nevoie de un Dumnezeu rău. În 1939, Picasso, marele pictor, începe să picteze așa. Nu atunci începe, începe din 1909 și așa mai departe, dar cam așa pictează. Vreau să vă întreb de ce. Ați avea curajul să vă puneți în casă o astfel de pictură? Seara. Ați avea curajul ăsta? Cu toate astea, să știți că picturile astea s-au vândut și se vând cu milioane de dolari. De ce? În 1848, Darwin a spus la un moment dat că omul, fără Dumnezeu, datorită faptului că Dumnezeu a murit, omul a început să se descurce singur și a inventat evoluția. Și a spus, omul a început să evolueze. Și am pornit de la o supă de proteine, am ajuns la coacervate, după aceea am evoluat la pești, moluște, viermi, pești. Am ieșit pe mal, ne-am transformat în animale, am ajuns la maimuță, din maimuță, în sfârșit, unii dintre noi au ajuns să fie oameni, nu toți. Unii au rămas maimuțe. În sfârșit. Și Picasso începe să picteze așa, spunând, omul n-are niciun rost pe pământul acesta. Adică, omul n-are chip. Adică, ce înseamnă asta? Știți, când începi să ansamblezi un lucru, știi ce vrei să faci. Iei piesele și știi că sunt piesele unei biciclete. Și o montezi și, în final, e o bicicletă. Dar dacă îți dă cineva un sac de piese și spune-le, ansamblează-le tu cum vrei, de unde știi ce o să faci cu ele? O să iese bicicletă, e motocicletă, este ce este? Și pentru că nu știi, tot încerci să le ansamblezi, ce va ieși? Dacă toți încerci să le ansamblezi, ce va ieși până la urmă? Poftiți? Cine știe? Asta este ideea lui Picasso. Zice, dom'le, dacă omul n-are chip, dacă nu există un Dumnezeu, dacă n-a pus o direcție ființei umane, dacă nu există un final, un prototip al ființei umane, omul poate să fie orice. Din greșeală am ieșit așa cum suntem acum. Dar din greșeală puteam să ieșim și altfel. Puteam? Dacă tot e o evoluție liberă, puteam să ieșim și altfel? Iertați-mă, aș putea să-mi pun urechea aici? Dacă tot e evoluție, dacă tot nu e nimic stabil, de ce să nu pun ochiul meu aici la ceafă? Și atunci el pictează chipul acesta și spune, știți ce? Omul nu e nimic din ceea ce vedem noi. Omul este o plasă de piese.
Și asta face. El descompune omul și ia urechea și o pune în plasă, ia ochiul și îl pune în plasă, ia o mână și o pune în plasă și după ce pune plasa, zice, ăsta e omul. Da? Da, bun. Se numește deconstructivism. După ce l-am demontat prin deconstructivism, după aceea vine el și spune, ia faceți-l la loc. Păi cum să-l facem la loc? Cum vreți. Cum vrem? Da, cum vreți. Faceți la loc omul cum vreți. Și el îl face și îl face așa. Tu cum l-ai face? Că de-aia astăzi nu știm ce gen avem. Mă înțelegeți? De asta astăzi nu se știe care este definiția unei femei. Se întreabă în Senatul American care e definiția unei femei. Și un om cu școală, cu titluri academice, spune nu știm. Și se consideră ca fiind cea mai înaltă dezvoltare academică în momentul în care spui nu știm ce e o femeie. De ce? Pentru că dacă nu știi ce e o femeie, îți dă libertatea să remontezi omul cum vrei. Ne dă libertate. De-aia am ajuns transgender. De-aia am ajuns la transumanism. Totul este trans. Totul este în tranziție. Sunt într-o zonă în tranziție. Bun, tranziție. Unde mergem? Tranziție, dar spre ce? Și toată lumea zice, știm că suntem într-o zonă de tranziție, dar nu știm unde. Și omul este într-o zonă de tranziție. Știe unde va ajunge? Apropo, transumanism. Zice așa. În scurtă vreme, acestei domnișoare o să implantăm un chip care are capacitatea să aibă acces la data de bază, la baza de dată universală. Unii vorbesc și de data de bază, nu, de baza de date cosmică. Da. Cum acum cineva încearcă să intre pe iCloud și să caute tot felul de informații, domnișoara va ajunge ca fără să aibă un computer, ea să fie întotdeauna legată permanent la o bază de date galactică. Cine va fi domnișoara atunci? Va fi om? Va fi supra-om? Nu va mai fi om? Va fi... Ce va fi? Poftim? Bază de date. Ce va fi? Mi se spune că ăsta va fi viitorul nostru cu foarte mare seriozitate. Va fi robot? Spuneam și la biserică ieri, cele 10 porunci vor mai avea vreo importanță pentru domnișoara robot? Vedeți, am pornit de la legendele Olimpului. Am ajuns în 2023. Subiecții s-au schimbat, dar felul de gândire nu. Avem același tip de gândire fără Scriptură. Ce vreau să vă spun este că invazia gândirii noi, în ghilimele, în care suntem astăzi, este o invazie fără Scriptură. Și într-un fel oarecare este o mare revoluție. În anii 1994 a apărut prima carte sub titlul Marea Revoluție Globală și ne-a arătat că noi suntem în mijlocul unei revoluții. Aproape că nu suntem conștienți de treaba asta. Aproape că nu știm. Dar noi suntem într-o imensă revoluție. Suntem luați de val, suntem depășiți. Stăm liniștiți pe scaun cu mâinile încrucișate și zicem că toate lucrurile sunt bune. În realitate, evenimentele trec pe lângă noi, ne depășesc și pe stânga și pe dreapta, merg înainte, noi rămânem în urmă. Înțelegem sau nu înțelegem? E o problemă care o las la îndemâna dumneavoastră, o las în curtea dumneavoastră această problemă.
și mă voi îndrepta spre cealaltă variantă. Deci, asta este lumea fără Scriptură. Nu vreau să vă țin mai mult. Haideți să vedem cum este lumea cu Scriptura. Aș vrea să vă spun, Scriptura schimbă tot. După ce v-am vorbit după asta, probabil că puteți să-mi puneți întrebarea dacă Scriptura e adevărată. Înainte să-mi puneți întrebarea dacă Scriptura e adevărată, aș vrea să vedeți cum schimbă. Aș vrea să vedeți ce impact extraordinar are Scriptura asupra noastră. Pavel, în Iconia, anul 48, citesc din Faptele Apostolilor din Scriptură. Nu deschid Scriptura încă, am pus textul aici înaintea dumneavoastră ca să citiți împreună cu mine. Poate că sunt unii care n-au citit niciodată textul acesta. Mi-ar face plăcere să ne bucurăm de el împreună. Auziți? Pavel în Iconia ajunge să fie considerat de oamenii locului ca un fel de zeu și vin oamenii să se închine înaintea lui. Ca urmare, Pavel vorbește cu ei și le spune: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, de la legendele Olimpului, să vă întoarceți de la ele la adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și acum fiți atenți. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Și auziți care e mărturia lui Dumnezeu. Întrucât v-a făcut bine. Punctul 1. 2. V-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare. 3. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile cu bucurie. Dragii mei, orice gram de bucurie, orice fărâmă de bucurie care este în sufletul dumneavoastră, e un dar care vine din altă parte. Toți aceia care au experimentat golul interior, tristețea aceea interioară, existențială a omului fără Dumnezeu, au întins mâna după alcool și au vrut să se bucure prin intoxicație chimică, au întins mâna după droguri, când n-au mai putut, au luat pastile, au vrut să facă orice, pentru că fără bucuria care o pune Dumnezeu în suflet, viața omului nu numai că este fără sens, e pustie. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați experimentat pustiul în viață? Pustiu. Pustiul în care bate teama. Din punct de vedere filozofic, generația noastră, a celor de astăzi, a tinerilor care vin după noi, sunt așezați sub linia disperării. Disperarea este aici. Noi am coborât și mai jos. Suntem o generație care experimentează nu teama, ci disperarea. Angoaza este acel tip de teamă în care omului îi e teamă fără să știe de ce și când n-are niciun motiv. Stai pe scaun și toate lucrurile sunt bune și ți-e teamă. Și îl întreb, dar de ce ți-e teamă? Nu știu. Uite, mi se strânge sufletul în mine așa. Și pentru ca să-l scoți din starea aceea, trebuie să stai lângă el, să stai de vorbă cu el, să îl pui să facă ceva și să uite că e teamă. Dar după ce termină treaba și aduce aminte din nou că e teamă și omul trăiește existențial angoaza, acest tip de teamă despre care vorbim. Și în timp ce societatea mea și omul de lângă mine trăiește așa, Dumnezeu spune: oameni buni, dar eu v-am făcut bine. Dar eu v-am trimis ploi din cer, știți că v-am trimis ploi din cer, v-am trimis timpuri roditoare, a făcut să rodească glia. Venea tanti Luța la noi acasă și o întreba tata: auzi, Luță, ce făcuși azi toată ziua? Și tanti Luța zicea: oh, Sandule, ridicai sapa de 1.000.000 de ori. Știi, te lupți cu pământul, sapi pământul și aștepți să iasă din el ceva și nu iasă nimic. Și Dumnezeu spune:
Eu v-am dat timpul roditoare. Suntem în situația în care pe hârtie oamenii de știință au ajuns la concluzia că planeta nu mai rezistă. Și au hotărât să salveze planeta. În timp ce Dumnezeu spune, eu v-am dat timpul roditoare. Oamenii spun, se întinde deșertul. Pământul devine un deșert din ce în ce mai mult. Pânza de apă freatică, în loc să vină la suprafață, se duce mai în jos. Și cu cât se duce mai în jos, cu atât pământul devine mai fără apă. Și Dumnezeu zice, v-am dat ploi din cer. Am avut grijă de voi. Și Dumnezeu spune, dacă ascultați de mine, pământul va înflori ca trandafirul. Diferența este imensă. Vreau să vă întreb, e mit oare? E mit? Pentru cei ce nu credeți din audiență, vreau să observați că îmi pun și eu probleme de felul acesta. Credința nu e oarbă. Credința nu este doar o afirmație și o ideologie pur și simplu. Întrebările acestea sunt caracteristice fiecărui om care judecă, iar Dumnezeu ne pune să judecăm. Dumnezeu spune, intrați în voi înșivă și gândiți-vă. Cu toate acestea, dacă urmăriți modul de gândire al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne atrage într-o zonă de fascinație în ceea ce privește frumosul, siguranța, viitorul omenirii. Și toate acestea se numesc în gândirea lui Dumnezeu mântuire. Toate astea se numesc mântuire. Atunci când Dumnezeu rezolvă problema viitorului, atunci când Dumnezeu conservă pământul, atunci când Dumnezeu aduce binecuvântare, atunci când Dumnezeu dă ploaie, toate astea se numesc mântuire. Atunci când Dumnezeu salvează omul nebun, se numește mântuire. Vă place? Este unul dintre textele mele favorite. Extraordinar. De fiecare dată, când mi se pare că s-a dus bunătatea de pe pământ, recitesc textul acesta. Într-o carte frumoasă pe care am citit-o de curând și o recitesc mereu și mereu, am găsit următoarele gânduri. Urmăriți-le cu mine. Pământul s-a întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Datorită faptului că oamenii au zis că zeii mari sunt răi, ideea respectivă s-a mutat la Dumnezeu, oamenii au zis că și Dumnezeu este rău. Când creștinul merge în biserică, intră așa cocoșat și așteaptă ca Dumnezeu să-i dea câte o palmă așa după cap, că și așa o fi făcut el ceva. Știi? Și atunci omul se duce la biserică plin de teamă, plin de angoază. Biserica și credința de felul ăsta nu-i aduce nicio alinare. El tremură și continuă să tremure mai departe. Ba mai mult, biserica întărește uneori, nu întotdeauna, dar uneori biserica întărește acest reflex de teamă. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat din cauza că pământul s-a întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele întunecoase să poată fi luminate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la Dumnezeu, puterea de înșelare a lui Satan trebuie sfărâmată. Puterea de înșelare, falsele modele, ceea ce ne sperie astăzi în imaginația noastră ca idee de consecință sau pur și simplu pentru că ne este teamă, toate astea trebuie să fie rezolvate. Cine le rezolvă? Și încă o dată, pentru cei ce n-ați citit Scriptura încă, vreau să vă spun că marea surpriză este că Scriptura cu asta se ocupă. Cu a-ți luat teama din suflet și a te introduce în atmosfera unui Dumnezeu extraordinar care îți poartă de grijă. Care a făcut totul pentru tine.
În cartea Tragedia Veacurilor, o altă carte care îmi place foarte mult, nu știu dacă puteți citi împreună cu mine, Satan împreună cu agenții lui îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei. Fiți atenți o chestie. V-ați gândit la asta? Satan îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât el. Pentru ca în felul ăsta să justifice răutatea și răzvrătirea lui. Adică, domnule, dacă Dumnezeu este atât de rău, mi se pare absolut normal ca să mă răzvrătesc împotriva lui, corect? Mă răzvrătesc împotriva lui. Iar Satan este marele răzvrătit. Încă n-am vorbit despre el, l-am introdus brutal și brusc în tema noastră. Pe parcurs o să revenim. Dar ăsta este marele răzvrătit. Și el spune, eu sunt mai bun decât Dumnezeu. Citesc mai departe. Marele amăgitor încearcă să pună caracterul lui de o cruzime înfricoșătoare pe seama Tatălui nostru ceresc, căruia noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Cum poți să te rogi dacă imaginea Tatălui este așa? Și pune cruzimea aceasta înfricoșătoare pe seama Tatălui pentru ca el, Satan, să pară extrem de nedreptățit prin alungarea lui din cer, pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. Adică atunci când a fost dat afară din ceruri, a fost dat afară din ceruri ca răzvrătit, dar el spune, nu. Eu n-am fost dat afară ca răzvrătit, ci am fost dat afară datorită faptului că n-am vrut să mă supun unui Dumnezeu, cum? Crud. Păi dacă e așa, nici noi nu vrem să ne supunem, așa e? Cine dintre dumneavoastră vrea să se supună unui Dumnezeu crud? Nedrept. E vreunul? Niciunul. Și atunci, prin acest fel de a gândi, în mod automat, noi devenim aliați cu cine? Doar vă las să vă gândiți. Satan, acest geniu diabolic al înșelăciunii, ne face să ni se pare extraordinar de tentantă ideea de a fi de partea lui. Că și el s-a revoltat. Că de-aia suntem în mijlocul unei mari revoluții. Că el este marele revoluționar. Și că dacă trecem de partea lui, suntem într-o revoluție împotriva celui ce este nedrept. Rău, crud. Punctul 3. Tot el prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura lumea întreagă sub stăpânirea lui blândă. Da? A cui filozofia asta? E demonic. Gândul e demonic. El spune, conducerea mea ar fi blândă. De ce blândă? N-am la mine un citat din Dostoievski, din Frații Karamazov, capitolul Marele Inchizitor. La un moment dat, Marele Inchizitor vorbește în dialogul lui și spune, noi suntem buni. Noi le vom da voie oamenilor să și păcătuiască. Și ei ne vor iubi pentru că suntem blânzi cu ei. Observați. M-a lăsat să păcătuiesc. Ce bun e! M-a lăsat să greșesc. Ce bun e! Și nu-ți spune că plata păcatului e moartea. Nu-ți spune treaba asta. Am avut o colegă care mi-a spus la un moment dat, Diana se numea, Valentine, tu îmi spui mie întotdeauna ce e bine și ce e rău și spui că Dumnezeu a spus și că Dumnezeu a zis una și alta. Dar să știu un lucru, că eu nu cred asta. Și dacă mă întreb de ce, zice, pentru că și mama îmi spune la fel. Toată ziua îmi spune, nu fă aia, nu fă aia. Spre exemplu, mi-a spus ea într-o scrisoare, mama îmi spune să nu ies cu capul gol prin ploaie că o să răcesc.
Simplu. Dar mie îmi place să ies cu capul gol prin ploaie. Îmi place să simt apa mergând pe aici și prelingându-mi se pe după gât. Și vreau să spun un lucru. N-am răcit niciodată. Vezi? N-are dreptate. Ceea ce e drept pentru ea, nu mi se potrivește mie, îmi spunea Diana. Și zice, la un moment dat, eu locuiesc în Miercurea Ciuc și am avut nevoie să simt senzația de echilibru. Și nu știu câte blocuri cu 10 etaje sau cu 8 etaje sau nu știu câte sunt în Miercurea Ciuc, dar știu că mi-a zis că s-a urcat pe blocul unde locuiește ea, sus, în timpul iernii, în saboți. Și am mers pe lângă peretele blocului, se află o centură de vreo 20 de centimetri și lată de vreo 20 de centimetri. Și zice ea, m-am urcat pe centura respectivă. Și am mers de jur împrejur. Oamenii erau mici, mașinile ca o cutie de chibrituri, am simțit senzația de echilibru, dar n-am căzut, vezi? Cine mă vedea acolo m-ar fi dat jos. Dar pentru mine n-a însemnat nimic, a fost o experiență și atâta tot. Foarte multă lume gândește așa. Are cineva, poartă cineva aici între dumneavoastră un costum sau haină Nike? E cineva, dacă este cineva, să ridice mâna. Nike. Niciunul. Știți ce înseamnă Nike? Știți, sigur că da. Aia e. Just do it. Fă-o, nu te mai gândi că e periculos, că s-ar putea să se întâmple și așa altă. Lasă-le astea. Tu fă ce-ți trece prin minte. Just do it. Doar fă-o. Cu alte cuvinte, experimentează. Și o mulțime de oameni fac așa. Dragii mei, e o singură problemă aici. Să știți că dacă ar fi doar problema lui Diana, așa cu experimente de felul ăsta, ar fi ok. Până la urmă, n-ar fi mare lucru. N-ar cădea toată lumea din pod, nu s-ar îmbolnăvi toată lumea. Dar problema este alta. Acolo unde te cheamă această inteligență diabolică, acolo e vorba de boală, nu e vorba de experiență. Cu păcatul e ca cu boala. Și nu e ca cu boala oricare. E ca și cu lepra, spune Scriptura. Lepra care e contagioasă. Pentru că e și lepră care nu e contagioasă, dar sunt anumite tipuri de lepră care este extrem de contagioasă. Dacă eu am lepră și dacă mă apropii de tine, tu trebuie să știi de la bun început că dacă mă apropii de tine și mă ating de tine, ai luat lepra. Cu alte cuvinte, trebuie să știi dinainte dacă vrei să fii lepros sau nu. Că dacă după ce m-am atins de tine, după aceea te răzgândești și spui, nu mai vreau să fiu lepros, nu mai poți. Vedeți, așa e cu păcatul. Te-ai atins și ai încurcat-o. Că de-aia îți zice, just do it. El spune, fă-o și după aceea te răzgândești. Și după ce ai făcut-o, descoperi că nu te mai poți răzgândi. Există o luptă pe viață și pe moarte aici. Suntem pe linia prăpăstiei, din punct de vedere al Scripturii, între fericire, nefericire, între Dumnezeu și un alt Dumnezeu acestei lumi. Între toate aceste tensiuni ne aflăm noi și Dumnezeu spune, fiți atenți, vă fac bine, dar este un altul care vă face rău. Vom continua să vorbim altă dată despre lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe. În Iacov 1 cu 17 mi se aduce aminte de Scriptură într-un mod frumos. În Scriptură zice așa, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Tot ceea ce este bun pe planeta asta vine de unde? Vine dintr-o singură sursă. O floare, dacă aveți, frumoasă pe pământul acesta. Conceptul de frumos vine de la El. Conceptul de bun vine de la El. Conceptul de dragoste vine de la El. Conceptul de fericire vine de la El. Toate care sunt bun vine de la El. Numai că
N-am mai înțeles lucrul ăsta și ne-am uitat în cu totul alte locuri. În seara asta vreau să vă rog să vă gândiți la Dumnezeu ca la un prieten extraordinar. Simbolul unei bunătăți maxime. Un om care nu mai are decât să dea. Sau nu mai poate decât să dea. Sau nu mai vrea decât să dea. Aș vrea să vă iau împreună cu mine într-o pildă nou testamentală pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. Se spune că, adică el spunea, că ar trebui să ne închipuim că ar fi un om foarte bogat, care avea ca ispravnic al bogăților sale, pe un om care l-a păgubit cu 10.000 de talanți de aur. O sumă colosală. La verificare a ieșit lipsă și ca urmare a fost chemat înaintea stăpânului și l-a zis, uite, mai dăm timp, te rog frumos, că o să-ți dau banii înapoi. Vreau să vă întreb, credeți că putea? Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu datoriile astăzi. Foarte mulți dintre noi am plecat din România pentru că avem datorii. Credeți că putem plăti ușor datoriile? Foarte greu, așa este. Ca să dai înapoi o sumă de tipul ăsta este imposibil. Dar robul, pentru că nu știe ce să spună, îți voi da înapoi. Imposibil. Stăpânul a știut treaba asta și l-a iertat. Pilda e scurtă. Omul a ieșit pe stradă și s-a întâlnit cu un alt coleg, prieten, căruia îi dăduse și el împrumut o dată, cine știe când se afla într-o dispoziție mai bună, îi dăduse împrumut 100 de lei. Și acum s-a repezit în gâtul lui și a zis, dă-mi 100 de lei. Păi de ce? Vrea să-i dea înapoi stăpânului, dar îl iertase, n-avea niciun rost. Și omul i-a zis, dar n-am, dar dă-mi-o, dar n-am. Vreau să vă întreb, era dreptul lui să ia 100 de lei? Da. Era al dreptului? Da. Sigur că da, era al lui. Și pentru că avea dreptul acesta, îl ia, îl duce la judecător și îl aruncă în închisoare că nu i-a dat 100 de lei. Dragii mei, în condiții normale, omul ăsta era perfect îndreptățit să facă lucrul ăsta. Dar în condiția de acum, află stăpânul ce a făcut, îl cheamă înapoi și îl întreabă simplu. Păi omule, eu ți-am iertat ție 10.000 de talanți de aur. Tu, ce ai învățat din treaba asta? Și pentru că n-a învățat nimic din treaba asta, Scriptura spune că l-a aruncat pe el în închisoare să plătească datoria. Problema este următoarea. Ce am învățat noi din toată treaba asta? Adică, vreau să vă spun că orice gând moral, orice gând frumos care încolțește în sufletul unui om, pornește din faptul că Dumnezeu e bun. De acolo pornește tot. Nu există bunătate fără Dumnezeu. Noi am fi în stare, dacă n-ar exista conceptul de Dumnezeu, noi am fi în stare să reinventăm bunătatea ca și cum ar fi răutate. Vă spun simplu. Dacă mă întrebați de ce, simplu. Pentru că noi am inventat iubirea ca și cum ar fi desfrâu. Noi astăzi numim preacurvia iubire. E adevărat? Se numește la televizor așa, sexul se numește dragoste astăzi. Ori sexul nu este dragoste sub nicio formă. Vrem să știm ce este iubirea? Uitați-vă la crucea lui Iisus Hristos și veți descoperi ce e iubirea. Iubirea înseamnă să-mi dau viața pentru tine. Iubirea înseamnă să te iubesc pe tine mai mult decât pe mine. Iubirea nu înseamnă să mă iubesc pe mine și să-mi satisfac toate dorințele mele pentru că, înțelegeți, am răsturnat toate valorile. Fără Dumnezeu, noi n-am avea nicio moralitate ca societate. Și acum, dacă noi ne
comportăm ca o societate fără Scriptură, vreau să vă spun că în timpul cel mai scurt vom deveni o societate fără nicio valoare. Societatea noastră, dacă merge mai departe pe drumul pe care a început să meargă, va ajunge să cunoască cele mai abisale căderi posibile din punct de vedere al moralității, al binelui și al frumosului. Noi nu vom mai ști nici ce e frumosul, nici ce este binele, iar cuvântul lui Dumnezeu spune că vom deveni omul fără de legi. Așa ni se spune. Bătrâna asta care o vedeți aici, care dă un dar din toată inima ei, ea e frumoasă, uitați-vă bine la ea. Ea e frumoasă nu pentru că e frumoasă, ci că e frumoasă pentru că dă. Ea e frumoasă pentru că oferă. Ea e frumoasă pentru că e frumoasă pe dinăuntru, nu pe din afară. Dumnezeu ne cheamă la o astfel de experiență extraordinară. În cartea Pildele Domnului Iisus Hristos am găsit următoarele gânduri. Iisus a prezentat înaintea omenirii căzute viziunea lumii cerești pe care ei o pierduseră din vedere ca să poată privi realitățile veșnice. Deci, el a prezentat înaintea omenirii căzute viziunea lumii cerești ca să poată privi realitățile veșnice, pentru că ei pierduseră aceste lucruri din vedere. El i-a dus până lângă pragul veșniciei care strălucește slava nespus de puternic a lui Dumnezeu, arătându-le comorile de acolo. Ăsta este creștinismul. Asta este Scriptura. Un moment în care cerul se apropie de pământul ăsta atât de puternic încât strălucirea cerului luminează această planetă. Luminează inima ta și inima mea. E cel mai frumos lucru care s-ar putea întâmpla cuiva. Mai dați voie să citesc câteva texte din Sfânta Scriptură. Este pentru prima dată când deschid Scriptura înaintea dumneavoastră și ne apropiem de final. În Efeseni, capitolul 1, Efeseni 1, am descoperit o descriere extraordinară a ceea ce a pus Dumnezeu la cale pentru tine și pentru mine. Auziți. În Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales pe toți înainte de întemeirea lumii și ne-a destinat să fim sfinți și fără prihană. Destinul omului, chipul omului, nu este omul făcut bucăți sub alcool, sub droguri, sub imoralitate, ci este omul sfânt și fără prihană. Este chemarea înaltă și frumoasă a omului refăcut de Dumnezeu. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Dragii mei, când Dumnezeu a creat lumea aceasta, n-a creat-o ca fiind experimentul X sau Y din univers. Dumnezeu și-a făcut familia Lui, și-a făcut fiii Lui. Dumnezeu spune, ne-a înfiat ca fiind ai Lui. Tu nu ești oricine. Te rog să te consideri om din casa lui Dumnezeu. Din neamul Lui, cum zice în altă parte. Consideră-te așa. Trăiește așa. Bucură-te în felul ăsta. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Nu uita! Lasă la o parte vinovăția, lasă problemele, lasă lucrurile pe care încerci să ți le neci în munca peste măsură, în băutura peste măsură, în stresul peste măsură. Și nu uita,
că te-a răscumpărat și te-a iertat și că prin El, prin credința în El, poți o iei de la capăt. Asta a făcut El. Asta este perspectiva ta. Căci a descoperit să ne, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să le aducă la îndeplinire acum, la sfârșitul vremurilor, ca să-și unească într-unul în Hristos toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. Poate că ați privit vreodată universul și v-ați gândit dacă universul e gol, dacă universul e vrăjmaș, dacă universul nu e prieten. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, prin Iisus Hristos, universul întreg și pământul devin una. Le-a unit din nou. Universul nu ne e vrăjmaș. Din univers nu coboară stafii, strigoi, lucruri care urmăresc ființa oamenilor pentru a o dezechilibra. Nu. În univers există o altă perspectivă. Este perspectiva împăcării. Prin răscumpărarea lui Iisus Hristos puteți deveni cetățeni ai universului. Oameni din împărăția lui Dumnezeu. Perspectiva este uluitoare. Este extraordinar. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate lucrurile după voia sa. Și am fost chemați ca să slujim de laudă slavei sale. Ființa umană, tu și cu mine, putem să fim slava lui Dumnezeu. Nu știu dacă înțelegeți lucrul ăsta. Slava lui Dumnezeu. Să vină o zi în care Iisus Hristos și Dumnezeu să zică, ei sunt slava mea. În altă parte spune, ei sunt pietrele cununii mele împărătești. Cu alte cuvinte, eu mă împodobesc cu ei. Cu alte cuvinte, ei sunt strălucirea existenței mele. Vreau să vă întreb, faceți vreo diferență între legendele Olimpului și între această Evanghelie fantastică? Vedeți diferența? Vreau să vă întreb dacă preferați să trăiți mai departe în umbra lui Prometeu sau dacă vreți să trăiți în lumina lui Iisus Hristos. Despre asta e tot. Despre asta este viața mea, despre asta este viața ta, despre asta este Londra, despre asta este munca pe care o duceți aici, despre asta este, despre alegerea fundamentală. Trăim ca pe Olimp sau ca în împărăția lui Dumnezeu? Cum vreți să trăim? Și acum, ultimul gând, tot frumos. Când inimile voastre simpatizează cu inimile împovorate de durere și descurajare, când mâinile voastre se întind să le ofere ceva celor nevoiași, când cei goi sunt îmbrăcați și străinul este primit în camera voastră de oaspeți și în inimile voastre, fiți atenți, îngerii coboară foarte aproape și glasul aprobării divine străbate cerul. N-am putut eu să spun cuvintele astea. De astea am preferat să citez. Mi s-a părut așa de frumos. Cu asta vreau să închei. Există posibilitatea ca să fie așa de frumos în viața ta și în viața mea, încât să zică, să poată să fie exprimat așa, îngerii coboară foarte aproape și glasul aprobării divine străbate cerul până la tine. Când ieșiți afară în noapte, luați lumină cu voi. Nu plecați singuri. Când sunteți singuri, aduceți-vă aminte că universul vă este prieten datorită lui Iisus Hristos. Schimbați ideea cosmogonică pe care o aveți. Cosmologia dumneavoastră nu trebuie să aibă în vedere faptul că sunteți singuri sau părăsiți, ci că sunteți salvați și că sunteți ai Lui.
Am fost profesor de istoria religiilor. 6 ani de zile am predat-o la nivel universitar în București. M-am uitat în stânga și în dreapta, în toate celelalte religii, și i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat Scriptura. E o diferență așa de mare. E o perspectivă așa glorioasă. E așa de aproape cerul de noi, datorită faptului că această carte ne învață cum e cerul. E așa de frumos să știi că Iisus Hristos ți-e frate. Încă, dragii mei, și mă refer în mod special la oaspeți, nu mai trăiți în umbra Olimpului. Vă rog frumos, nu merită. Și chiar dacă invazia Olimpului pe străzile Londrei este puternică și dacă oamenii nu mai știu nici cum îi cheamă, nici ce gen au, nici ce va fi mâine și cum va fi așa mai departe, și chiar dacă sunt toate lucrurile astea, nu uitați că prin Iisus Hristos aveți un chip și chipul lui. Și-i frumos, și-i sfânt, și-i desăvârșit, și-i cosmic, și universal, și-i răscumpărat, și-i dincolo de om. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să vă întreb, așa, de suflet la sfârșit, ați vrea să ne rugăm? În momentul în care gândesc și cuget în felul ăsta, nu pot să fac altceva decât la sfârșit să-i spun, Doamne, îți mulțumesc. Hai să-i mulțumim împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, ne-am ridicat înaintea Ta această mână de oameni care ne-am strâns aici. Să-ți mulțumim pentru lumina care o aduci printre umbrele și întunericul vieților noastre. Să-ți mulțumim pentru dragostea Ta pe care o aduci în sufletul nostru dincolo de angoaza, de teama și de răutățile noastre. Îți mulțumim pentru perspectiva mântuirii pe care o așezi în viața noastră, astfel încât, Părinte, să ne dai un viitor și o nădejde și să putem să fim fericiți. Fă, Doamne, că atunci când plecăm de aici, pe scările acestei clădiri, să nu ne părăsească zâmbetul, nici pacea Ta. Ajută-ne să luăm cu noi acasă nădejdea și speranța pe care ne-ai dat-o, și să împodobești, Părinte, ființa noastră cu cuvântul și cu speranța Ta. Binecuvintează pe cei ce sunt oaspeți, pe cei ce au venit acum ca să Te caute. Sau poate să se caute pe ei. Binecuvintează pe aceia care încă cercetează și vor să afle un rost și un sens al vieții. Binecuvintează-i, Doamne, și atinge-Te de sufletul lor. Fă ca în seara asta pământul să fie mai luminos ca altă dată. Casele noastre să fie mai primitoare decât oricând. Inimile noastre să fie mai pline de dragostea Ta decât întotdeauna în viața noastră. Fă să-Ți mulțumim pentru că ne-ai dăruit o astfel de perspectivă și o astfel de veste bună. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim.